Bună seara, dragii mei! Bine ați revenit alături de mine în micul atelier de sudură electrică și instalații diverse. În seara aceasta, în acest video, de fapt, vreau să vă prezint cam cum se face un plan de testare, cât mai profesional, să zicem așa. Și această idee mi-a venit pentru că oricum am în plan să testez acest mic device care îl avem aici. Deci, un digital multimeter de la Parkside care mi-a stârnit un pic curiozitatea din cauza prețului și din cauza felului cum arată și cum se simte în mână. Îi vom da drumul acum. Și asta pentru că am un test în desfășurare deja cu el, funcția de auto-off, auto-power-off. Deci, în acest video vreau să ne uităm cum facem planul de testare pentru un device de acest tip. Iar în partea a doua a videoului vă voi prezenta și scenariile de test care au rezultat din chestia asta de aici. Da? Deci să intrăm direct în pâine, zic eu. Orice plan trebuie să înceapă, bineînțeles, cu titlul lui, da? Deci ce facem? Plan de testare. Pentru ce? Da? Multimetru de la Parkside. Codul device-ului, în cazul ăsta PDM300C2. Luați-l ca pe un exemplu, da? Și ca un mod de gândire, ca să zic așa, pentru multe alte device-uri. Oricum, cred că o să fac câte o chestie de genul ăsta de acum încolo pentru fiecare device pe care îl voi testa. Sunt trei puncte care trebuie tratate. Am simplificat la maxim, să zic așa. Primul punct și cel mai, mă rog, punctul de plecare, să zicem așa, nu e neapărat cel mai important, dar e punctul de plecare, de aici se pleacă. Da? Se stabilește strategia, da? Strategia de testare pentru device-ul respectiv. Pe tablă aveți patru tipuri de testări, să spunem așa, și vom intra un pic în fiecare, le explicăm pe scurt. Mai în detaliu poate o să discutăm altă dată despre fiecare dintre ele. Fiecare are rolul lui într-un proces de producție. Fiecare, bineînțeles, se aplică într-un anumit punct al procesului de producție și în același timp are o anumită valoare elementară, zice eu, pentru punctul acela din ciclu de viață al produsului respectiv, da? Ciclu de producție. Aici, în punctul ăsta, echipa de producție, împreună cu managerul de produs, să spunem, se întâlnește cu echipa de QA și cu managerul de QA, evident. Și discută împreună ce se va întâmpla cu acest produs pe parcursul ciclului de producție, dar și la finalul său, da? Unde să vrea să se ajungă cu acest produs. Echipa de producție trebuie să realizeze un prototip inițial. Acel prototip va trebui în prima fază să treacă de o verificare, de o listă care noi o numim high level de teste, care se numește și QC list, da? Quality Checklist. Acesta este primul pas când echipa de producție a creat prototipul și este gata să zicem așa, să-l arunce peste gard un pic, să vadă dacă au realizat ceea ce trebuiau să realizeze sau nu, ceea ce se cere, da? Ce cerințe au avut și le respectă. Spunem că asta este o listă de check-uri, da? De
puncte de verificat. Deci spunem că sunt high level, pentru că ele vor analiza funcțiile de bază ale dispozitivului, ale hardware-ului. Se aplică și pe partea de soft, bineînțeles, dar aici vorbim despre un hardware. Și nu va intra în amănunt, da? Ce rol are acest QC list? Are, bineînțeles, rol de învățare. Echipa de QA trebuie să învețe produsul respectiv, iar cel mai bine, cea mai bună metodă de a face chestia asta este să pună mâna pe produs și să apuce să facă acest test high level pe fiecare funcționalitate. Din cunoștințele mele, lista respectivă trebuie să atingă un maxim de 10 puncte. Deci lista nu trebuie să aibă mai mult de 10 scenarii de testare high level. Fiecare scenariu trebuie să analizeze o funcție concretă și să vadă dacă funcția respectivă are și un rezultat la care se așteaptă echipa de producție și managerul de produs, evident. Are rol de învățare pentru echipa de QA și are rol de verificare în acest punct al ciclului de producție pentru echipa de produs. Da? Deci, dacă trece din punctul ăsta, atunci se poate vorbi despre o planificare pentru producție la scară mai mare. De luat în vedere, să zicem, faptul că sunt foarte multe companii pe piață în momentul de față care se gândesc că QC-ul egal QA, ceea ce nu-i corect. Și chestia asta am văzut-o în multe locuri. QC-ul niciodată nu poate să fie egal cu QA. QA-ul este un proces de lungă durată care începe odată cu producerea prototipului, pe când QC-ul apare doar în două puncte. Da? Deci apare în punctul ăsta de prototip și mai apare odată spre final, când deja se pregătește lansarea produsului și așa mai departe. Dar deja berez un pic cam mult pentru ce vrea să fie în seara asta. Ulterior avem smoke și system tests. Amândouă fac cam același lucru, să spunem așa. Ele se află la finalul procesului sau spre finalul procesului, când vrem să clarificăm dacă lipsește ceva și cum se poate remedia acel punct lipsă care s-a descoperit. Partea de smoke face o detaliere a punctelor high level care au fost atinse în QC-ul din beta și începe și le detaliază un pic de la high la medium level, pe când system testul este un proces complet și intră într-o granularizare foarte, foarte mică, deci low level, spărgând fiecare funcție practic în toate micile puncte de testare care există sub fiecare funcție descoperită pe parcurs, da? Ca să ajungi la system test trebuie să ai acest QC și acest smoke făcute în detail, să zicem așa, da. Poate e o prostie, dar mă rog. Așa văd eu lucrurile și așa sunt lucrurile de când e lumea și pământul. Pentru QC și smoke avem în partea dreaptă acolo scris de mine învățare și plus siguranță, da? Deci aici avem, fie că vorbim de parte soft, fie că vorbim de parte hardware, trebuie să fim siguri că echipa respectivă a învățat produsul ăla, îl știe pe de rost, dar în același timp să știe că poate să-l opereze în siguranță deplină, atât pentru membru echipei care face, să zicem, o parte din testare sau toată testarea, sau depinde cum este gândită echipa, dar și pentru mediul extern. Când va interacționa cu mediul extern, cu utilizatorii finali, este sigur pentru toată lumea. Asta ar fi așa. De la system test în jos, în schimb, începem la partea de reparare a defectelor. Da? Deci aici deja vorbim de lucruri care s-au descoperit din timp și nu vrem ca acele lucruri rele să ajungă în mâinile utilizatorilor finali. Da?
avem system urmat de full regression. Full regression-ul este regresia finală a produsului. Asta ne va spune dacă cei trei pași din spate au ajuns în punctul final, găsind și în același timp reparând micile imperfecțiuni, iar acum produsul nu mai este numit un prototip, este numit un produs final, peste care nu se mai efectuează reparații decât la finalul acestei regresii totale. Da? Deci gândiți-vă la un system test, un system test care durează, să zicem, o săptămână, între o săptămână și două săptămâni, full regression-ul se dublează ca timp, da? Și include mai multe cicluri de system test, în principiu. Fiecare ciclu de system test, dacă returnează alte defecte, atunci se oprește regresia, produsul este întors și se repară defectele nou găsite, după care se reia system testul. În final, această strategie, ca să o determinăm un pic și să-i dăm și un nume, este strategie tip Agile. Da? Pentru că aici poți să te întorci în orice punct al producției prin testare repetată la stadiu ulterior și să repari ceea ce ai descoperit că nu e ok. Da? Deci asta e denumirea. Ar fi trebuit să scriu aici deasupra Agile. Da? Pentru că sunt mai multe tipuri de strategii și de cicluri de producție, linii de producție, cum vreți să le numiți. Un alt exemplu ar fi waterfall-ul, în care nu puteai să te întorci înapoi. Era conceput de așa natură încât duceai produsul în punctul final cu toate defectele care le găseai și te întorceai în al doilea ciclu de producție ca să le repari, ceea ce era elementar greșit, evident. Cu speranța mea că ați înțeles ce am vrut să zic despre punctul 1, strategie, da? Cine îl face, cum îl face, cine îl gândește și cum ajungi în fiecare punct al testării, care l-am prezentat aici, da? Trecem la punctul 2, unde avem partea de requirements sau de materiale necesare, cum vreți să o numiți, în engleză sau în română. Și să intrăm un pic pe specific, pentru că suntem pe dispozitiv, da? Vei avea nevoie, evident, de dispozitivul respectiv care de-abia vi l-am arătat. Periferice, în cazul de față, sunt crânele de tester cu care vine device-ul respectiv și care acoperă funcțiile descrise de producător. Da? Deci poate să existe pentru tipul ăsta de device, da, un multimetru, mai multe tipuri de crâne de tester, crâne tester, în funcție de ce face device-ul respectiv. El, dacă măsoară doar tensiunea, nu va avea nevoie decât de creioane care măsoară tensiune în linii paralele sau în linii directe sau așa mai departe. Dar sunt altele, poate, care fac și testare de audio și testare de temperatură. Deci poate să existe mai multe chestii. În cazul nostru avem doar ca periferice crearea acestea tester pentru tensiune. Foarte important, și v-am prezentat chestia asta și în video cu SFDPO, trebuie să ai documentația la îndemână. Da? Deci ai manualul de utilizare plus ambalajul plus online info dacă există pentru produsul respectiv. Și pentru ăsta există, că de asta mi-a și plăcut. Deci au chiar și Parkside doar un site în care detaliază fiecare produs și spune o grămadă chestii despre produsul respectiv, inclusiv ce teste au efectuat ei ca să-l declare conform, cum să spune, da? Să aibă acel CE pe el. Aici, dacă avem aceste trei puncte, să facem un pic de clarificare, putem să începem deja să scriem teste high level. Da? Deci în punctul ăsta, noi ajungem în punctul în care era echipa de producție cu dispozitivul de beta, dacă vreți. Da? Deci cum am spus mai devreme, da? QC-ul acela e primul punct în care se testează ceva despre el. Și noi am ajuns, dacă avem aceste trei lucruri,
Noi putem să scriem teste high level despre produsul respectiv. Este util să faci lucrul ăsta în acest punct pentru a determina mai departe ce materiale necesare ai ca să poți să execuți testele și apoi să poți să le detaliezi. Pentru că tu vei vrea, după ce îți vei face lista inițială de maxim 10 teste high level, să poți să le detaliezi, să intri cât mai în amănunt, să afli mai multe informații despre device și în același timp să verifici mai multe lucruri despre device. Da? Odată ce am realizat și lucrul ăsta, trecem la materiale necesare și am concluzionat că avem nevoie pentru rezistențe diode și continuitate de următoarele lucruri, da? O diodă, un LED, un fir conductor, baterii de voltaj diferit. Pentru DC avem nevoie de un încărcător de 12V. Avem nevoie iarăși de baterii. Bineînțeles, să pot folosi aceleași baterii ca la punctul de dinainte. Pentru AC, cel mai bun test și cel mai rapid pe care poți să-l faci este cu o priză de 220, care este conectată, e legată, e dată drumul, deci poți să vezi AC-ul că merge și că ți redă cum trebuie, fără să mai faci altceva. De fapt, pentru asta se și folosește multimetru pe setarea AC, să verifici tensiunea din priză. Da? Să vezi că ai acel 220-230 cât îți dă, în cazul nostru, Enel-ul. Da? Un 110 în cazul Americii și care mai sunt standardele, nu mai știu, în Anglia cât era și așa mai departe. Da? Deci asta vrei să vezi. Mă, pe curentul ăla alternativ, am ce îmi dă furnizorul de energie sau nu? Deci este una dintre principalele funcții ale unui multimetru. Iar apoi avem partea de amperaj și de herți, unde trebuie să faci un circuit. E, și acum avem finalul unul dintre teste. În timp ce discutam aici, da, am intrat în standby. Asta o să fie important când o să vedeți poate și video despre testarea propriu-zisă a device-ului, care o să-l fac următorul. Deci acum am intrat în standby și mai așteptăm un minut să intre în power off. Revenim la tablă. Ne ziceam că pentru amperaj și pentru herți, pentru verificarea acestor două lucruri, trebuie să faci un circuit, iar acest circuit are nevoie de un ștecher, fază plus nul, un fasung și un bec. Iar aici la bec ne interesează amperajul în mod deosebit, da? Cât poate să ducă 3, 5, 10 amperi. Ar fi bine să ai câte unul de fiecare, zic eu, ca să poți să verifici că duce aparatul. Aparatul având ca maxim în sarcină 10 amperi de verificat. Să vă și arăt chestia asta. Da? Orice multimetru. Haide, mă focalizează. Dacă vedeți acolo sub auto power off, zice 10A și am ok, a intrat în power off, auto power off, bun. Zice acolo 10A, fused, pentru 10 secunde max, da? Deci asta este, dacă îl ții mai mult de 10 secunde, risc să are siguranța din interior. De aia zice fused. Are o siguranță între comun și acea setare maximă de 10 A. E, aici poți să faci o șmecherie, da? Ai determinat că astea sunt materialele care trebuie pentru A plus herți. Dacă vă uitați un pic, ștecher, fază plus nul, fasung și bec, ce este? E o linie de lumină, este o lampă, practic. Da? Și lampa asta o vei pune într-un circuit cu multimetrul tău, dar veți vedea în video despre testarea propriu-zisă a device-ului cum să faci și testarea asta. Acum, că ne-am determinat și materialele necesare, ajungem la punctul 3, unde stabilim exact ce testăm. Și aici fac o mică întoarcere în timp la videoul precedent, mulți ani de view, apropo, în care spuneam de cele 3 abilități, ca să zic așa, integrabilitate, utilizabilitate, funcționabilitate și partea statică, care este compusă din statistică și metrică. Aici determin pentru ce vrei tu să testezi, device, soft, hard, whatever,
Care din astea patru vrei să le atingi? Pentru că pe ele se vor baza și lista de teste ulterioare, da? Acum, noi vedeți că le-am pus într-o anumită ordine, pentru că așa le-am gândit eu. Deci, 1, 2, 3, respectiv cum le vedeți pe tablă. Dar aici, foarte ușor, puteți să schimbați 2 cu 3. 2 să devină partea asta. Da? De ce? Pe ce ne vom baza testele? Deci, dacă vreți să discutați chestia asta prima oară, mi se pare un pic mai greu să decizi pe ce să vor baza testele fără să faci o listă inițială, un QC list, cum ziceam mai devreme, și de asta le-am pus în ordinea asta, dar sunt companii care agrează și acest stil de strategie și crearea planului. Deci, cu 3 în loc de 2, și să discuți teoretic dacă vrei să ai și ce vrei să ai. Da? Eu am mers pe ideea asta altă. Prima dată niște teste high level care să-mi arate mie cam ce știe dispozitivul să facă, iar ulterior să mă hotărăsc ce voi vrea să mai fac. Deja, cum e 3 reprezentat la mine, cu verde integrabilitatea, asta înseamnă că nu mai am nevoie să o testez, pentru că deja mi-am dat seama că device-ul respectiv face funcțiile de care am eu nevoie în atelierul meu ca să-l pot integra în atelier. Deci asta am rezolvat-o din start, făcând planul așa cum îl vedeți, da? Cu 1, 2, 3, așa în ordinea asta. Mai departe am determinat că fără utilizabilitate și funcționalitate analizată mai cu deamănuntul, nu pot să mă descurc eu cu device-ul ăsta pentru că nu-l înțeleg de plin. Și atunci, din lista de high level care am făcut-o, mă voi duce pe partea de utilizabilitate și funcționalitate și voi detalia de la maxim la minim, deci de la high la low, cât mai mult pot eu și îmi permite mie infrastructura din atelierul meu, ca să văd cât de mult pot să-l folosesc și cum pot să-l folosesc. Da? Deci pentru mine importante sunt utilizabilitatea și funcționalitatea. Da? Deci utilizatorul final ce vede și funcțiile aparatului. Foarte, foarte important pentru mine în cazul ăsta. Iar am pus ca nice to have cu albastru statistică și metrică, pentru că în cazul meu aparatul acesta nu-l voi folosi pentru aflarea de informații super exacte la miime de volt, la mV și la miliamper, miliamper. Pe mine mă va interesa o valoare aproximativă a acestor date care mi le oferă mie aparatul. Dar bineînțeles, asta poate să nu fie cazul pentru, nu știu, un electrician full-time, da, care lucrează la Enel și care are nevoie să măsoare constant și la miime fiecare valoare care i-o dă lui linia pe care o trage. Și sper eu ca toți angajații Eneli, Doreli Eneli, să ia în calcul chestia asta și tot timpul la ei să se bazeze în primul rând pe statistică și pe metrică, pe datele care intră și ies din aparat în cazul ăsta, pentru că altfel se întâmplă chestii și vedeți tot felul de ciudățenii, cum ați văzut în videourile mele despre cum arată un tablou Enel în 2020 și cum arată o priză făcută pe vremea comunismului, da? Că nu aveam această tehnologie să putem să determinăm diverse chestiuni la miime. Și cam asta ar fi modul de gândire în care faci un plan de testare. Și aici am și făcut un exemplu, să zic așa, cât mi-a permis tabla, în care am mers, bineînțeles, pe UCF, înseamnă utilizabilitate și funcționabilitate. Plecăm de la partea de utilizabilitate și vedeți acolo un prim punct. Specs, creare, tester, ce înseamnă? Foarte important la tipul ăsta de dispozitiv, ca ce scrie pe multimetru, că poate să facă, să scrie și pe creanele de tester. Pentru că dacă ăla măsoară 10 amperi, dacă creanele tale sunt făcute, sunt izolate pentru 5 amperi, ai pus-o, scuzați-mi expresia, că te curentezi de te-a dracu. Că lucrezi în serie când măsori amperaj. Și iei foc. Trece totul până tine. Deci tu devii circuitul complet, ca să zic așa.
Deci, asta ca să înțelegeți de ce am pus aia pe primul loc. Pe urmă, doiul, display-ul, da? Și avem display DC plus volți, da? Avem display DC plus volți, poți să ai display AC plus volți sau poți să ai display amper plus herți, da? Deci sunt, face parte din funcțiile alea, dar ăsta mă va ajuta pe mine, deci la DC plus volți. Mă va ajuta pe mine să determin dacă display-ul ăla chiar merge bine sau nu. Și pe restul pot să nu le mai fac momentan. Pot să le trec în partea de funcționalitate și să mă uit acolo să văd dacă sunt ok sau nu. În momentul de față, eu ce vreau să fac? Vreau să determin că display-ul funcționează corect. DC-ul are mai multe posibilități prin care eu pot să fac chestia asta. Și mi-am notat aici, dacă vedeți cum e scris, da? Deci de la 2 am plecat la 2.1 și avem semnul pentru DC, da? Cel V cu linie și 3 puncte. Prima și prima dată avem, deci acel DC egal cu dispozitiv DC plus auto, cum mi-arată mie dispozitivul, plus microvolt sau volți. E ok sau nu? După care plec în 2.1.1, unde mai adaug pe lângă ce am scris mai sus, o baterie. După care la 2.1.2.1.2 mă duc și adaug o baterie moartă. Și dacă observați, la bateria care este ok, care știu eu că e ok, am pus volți, iar la cea moartă am pus microvolți, pentru că bateria care e întreagă o să aibă peste 1,4 întotdeauna. Deci țineți minte chestia asta, dar pentru că ai încărcarea pe baterie sub 1,4, ea nu-ți mai merge. Poți să ai tu 1, 2, 1, 3, nu contează. Iar nu poți să-ți mai meargă. Și asta e valabil pentru orice baterie, orice tip de baterie. În ăla este punctul în care ea este considerată descărcată și poți să o arunci dacă nu e reîncărcabilă. Și atunci eu vreau să văd în al doilea scenariu, deci în 2, 1, 2, că îmi va arăta în microvolți cât mai are bateria moartă în ea. Are 0,9, are 1, mă rog, peste 1, deja e 1000, da? Că așa se calculează. Deci are 900, are 1000, are 800, cât are. Și să văd că mi-arată acele detalii pe ecran, pe display. 213, tot în aceeași sferă suntem. N-am ajuns mai departe cu granularizarea, deci n-am coborât încă un nivel. Avem DC plus auto plus 000 microvolți în gol. Deci testării nu sunt puși pe nimic. Și aici, în următorul video în care facem și testarea, o să vedeți că aici am găsit o gâlmă. Deci, unul dintre testări are o problemă și vom vedea exact și care în acel video. Am și descoperit de ce are problema respectivă, dar mai departe scrie în carte. Discutăm în următorul video de treaba asta, da? După care trecem la 2.2. Da? Deci, am trecut cu 2.1, mi-am făcut o idee și acum știu display-ul ăla că mi-arată și ce mi-arată. La 2.2, producătorul se laudă că display-ul poate să facă power-off. Automat. Da? Automat sau manual, mă rog. Și atunci avem 2.2, avem două butoane de off pe rotiță. Off left și off right. Dacă dai acolo, de pe oricare setare, egal cu display power-off, 2.3-ul face același lucru, da? 2.4, auto power-off. Testul care vi-l spuneam că e în desfășurare acum. Ați auzit că a bipăit? Aia 15 minute, da? Deci auto power off și standby, da? Avem 241, unde avem partea de sus, plus 15 minute, egal cu bip. După care avem 242, tot ce e sus 15 minute, plus încă un minut, egal cu power off. Foarte important să nu facă power off după 15 minute, să facă după 16, pentru că așa zice producătorul. După 15 ai doar un bip de avertizare. Bă, vezi că ți-a trecut timpul. Da? Aici, deci, aveți un model de cum cobori ușor, ușor, luceafăr blând, de la scenarii high level înspre low level. Da? Punctul 3, iarăși din partea de utilizabilitate. Rotița cu opțiuni de pe tester. Și ai 3-1. Trecere între opțiuni, cât de repede și cât de încet.
3-2, durabilitatea rotiței, faci de câteva ori cu ea de la un cap la celălalt și vezi ce se întâmplă. Mai are aceeași rigiditate sau a început să scadă? Că atunci e o problemă cu mecanismul, cu garniturile, cu și așa mai departe. Și evident, rezistența rotire plus senzitivitate. Să vezi că tu te-ai dus, vrei să te duci în DC, dar din cauza că ăsta e prea sensibil, s-a dus în AC direct. Nu e ok nici asta, da? Și ulterior, în ultima parte a planului, trecem pe F, pe funcționabilitate. Și aici, dacă vedeți, m-am dus și mai jos cu un nivel, da? Că sunt interesat să văd cât mai low level posibil că funcțiile astea merg cum trebuie. Și aveți aici continuitate, deci 1, circuit paralel, 1-1, continuitate 1-1-1, continuitate plus conductor. Și pe urmă, cel mai low level care l-am determinat eu aici e 1-1-1-1, continuitate plus conductor întreg, egal cu OK, iar 2-ul ar fi conductor întrerupt să-mi arate că nu e OK. Da? Pe urmă trecem iarăși pe partea de DC ca să putem să completăm ce am făcut la partea de display cu funcția întreagă, să zicem, a DC-ului și începem 1-2 DC, 1-2 1 DC plus baterie, la care adăugăm pe urmă 1-2 1-1 ca să coborâm nivelul, da? De la medium la low a scenariului, DC plus baterie charge egal cu 1-5, 1-2-1-2, DC plus baterie discharge e mai mic de 1,5 V. Lucru care ți-l zice producătorul manual că ar trebui să întâmple. Vedeți că seamănă foarte mult, da, cu testul de acolo, doar că acolo mă interesa strict ce scrie pe display ca să văd când arată display-ul la până la 1999, cum zice producătorul. Aici mă interesează direct să văd valoarea, băi, corectă sau nu. Și pe AC avem un 1-3, care se desfășoară fix la fel ca DC-ul, de-aia n-am mai stat să-l mai scriu, doar că e cu priza. Ulterior avem 2-ul, care e amp și hertz, dar vedeți că aici am uitat să scriu eu ceva, da? Pentru că acolo avem circuite paralele la 1 și aici avem circuite în serie, greșeala mea. Aplați-o așa, ziceți că acolo e în serie și aia e. Și mergem și zicem 2-1. Am și hertz plus lampă de control, care a rezultat din materialele astea de aici, pentru M plus hertz, da? Care v-am zis că se vor transforma într-o linie de lumină. Da? Vedeți aici în ce s-a transformat? Într-o lampă de control. 2-1-1, adaugi la alea testării. 2-1-1-1, pentru că tu vrei să faci un seriere, iar testării tăi vor acționa practic aliantul dintre firul întrerupt de fază al lămpii de control. Veți vedea în video viitor cum se testează chestia asta și cum să folosești o lampă de control fără să vă ardeți la dește sau să vă curentați. După care e 2-1-1, tot ce am scris mai sus, plus plugged. Da? Deci lampa de control e băgată în priză, funcțională, vedem ce arată ecranul. Aici trebuie să am un expected result care nu l-am mai scris. Și evident, n-am mai avut unde să scriu, ai 2-1-1-2, ce faci când ai o problemă, cum îți arată ție aparatul că tu ai acea problemă, da? Deci ăla mai trebuia scris acolo, dar n-am mai avut loc pe tablă. Vorbă lungă, sărăcia omului, eu v-am prezentat așa în mare cum se face planul de testare și un exemplu de plan făcut cu scenarii, da? Cu scenarii și mai high level și mai low level, ca să vedeți cum se redactează. Un ultim lucru vă mai spun și după care închidem. Acum există aplicații speciale în care puteți să faceți planurile cu scenariile de test și nu mai trebuie să le scrieți de mână, sunt foarte multe. Vă sugerez să umblați un pic pe net și să le căutați. Sunt peste 20. Toate sunt bune și vă scutește de o grămadă de muncă de genul ăsta să folosiți o tablă sau o foaie de caiet sau un Excel. Da? Acolo puteți să le scrieți mult mai repede și mult mai frumos de atât. Vă mulțumesc încă o dată de view-uri. Vă aștept cu like-urile sau cu dislike-urile și neapărat secțiunea de comenturi. Spuneți-mi dacă am greșit ceva și unde și ce ați mai adăuga la acest plan de testare.
Și ne vedem cu bine la următorul video.